De la dezastrul din pădurea Cheia, mile de arbori doborâți de vântul violent au început să fie valorificați. Însă trebuie exploatați cât mai rapid, spun experții. În caz contrar, există riscul ca cei sănătoși să putrezească. Lemnul scos se va transforma în mobilă, spune ministrul mediului. La începutul lunii februarie, o pădure întreagă de lângă localitatea Cheia a fost pusă la pământ. Vântul a suflat cu o forță nimicitoare și a lăsat în urmă dezastru pe 10 de hectare. Cu o forță uluitoare a retezat și a scos din rădăcini pur și simplu sute de arbori tineri, în special molizi. Arboretul a fost în vârstă de 80-85 de ani. Sunt fenomene care nu se întâmplă zilnic. Nu este o doborătură clasică. Da. Arborii sunt culcați într-un sistem domino. Experții au avut două explicații. Fie a fost vorba despre un ciclon foarte puternic, fie s-a produs un vârtej din cauza tăierilor ilegale. A doua variantă a fost demontată însă de pădurari. La două luni distanță s-a început valorificarea arborilor doborâți de vânt. Acest lemn trebuie scos din fondul forestier cu celeritate. Avem situații în care lemnul trebuie exploatat sustenabil pentru că este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem și mediului, și economiei, și avem și chestiune sociale de care trebuie să ținem cont. Exploatarea trebuie făcută rapid, astfel încât lemnul să nu putrezească. Munca nu este ușoară, pentru că zona este abruptă și trebuie folosite utilaje speciale. Am început exploatarea în urmă cu două săptămâni. A fost o mobilizare și o logistică foarte bună. Am exploatat peste 2500 de metri cubi. Implică forță de muncă mai multă și gradul de periculozitate al operațiilor este foarte ridicat. Arborii sunt foarte încălciți, tensionați. Nu se mai poate intra cu ferăstraie mecanice. Lemnul scos din pădure va fi folosit în industria mobilei sau va ajunge în fabricile de cherestea. După ce se va încheia exploatarea, va începe reconstrucția ecologică. Dacă nu vom face acest lucru, și generațiile viitoare vor întâmpina exact aceleași probleme. Anul ăsta va fi scos tot materialul lemnos de aici, iar peste 2 ani va fi plantat. În 5 ani o să avem o pădure tânără frumoasă aici. Anual în România aproximativ 3700 de hectare de pădure sunt doborâte de vânt. Anul acesta doar în Harghita a căzut o pădure de peste 300 de hectare.